Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Fiecare prim-ministru intrat în funcție va decide singur de câte ministere are nevoie. Noua lege, de fapt, a fost cea care a generat o serie de discuții atât în societatea civilă cât și între politicieni. Aceste aspecte vom încerca și noi astăzi să le abordăm împreună cu Radu Bușilă, jurist. Bună seara și bine ați venit, domnule Bușilă. Și Igor Volnițchi, analist politic. Bună seara, domnule Volnițchi. Bună seara. Și bine ați venit în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Domnule Volnițchi, se poate întâmpla să avem mai puțin de nou un ministere, așa cum era specificat un pic mai devreme, raportat la ceea ce se numea, de fapt, reformarea guvernului? Orice se poate întâmpla, reforma este în plină desfășurare. Să nu uităm că după faza de examinare și aprobare la nivel de guvern, urmează faza discuțiilor în Parlament și să nu mai uităm încă un lucru important, că noi, de fapt, nu avem o coaliție majoritară în Parlament declarată, neoficial ea există, dar nu avem o coaliție declarată și atunci când această, așa zisă, reforma a guvernului va ajunge în Parlament, se va examina inclusiv din punctul de vedere al partajării anumitor domenii, anumitor responsabilități în cadrul coaliției majoritare. Care va fi această coaliție? Cred că până la momentul discuțiilor în Parlament pe marginea reformei guvernului, noi deja vom cunoaște. Și iată că, cumulate toate aceste aspecte, ajungem la concluzia că orice se poate întâmpla, inclusiv ceea ce ați menționat și dumneavoastră. Domnule Bușilă, de câte ministere are nevoie Republica Moldova? Pentru că discuțiile au fost o perioadă lungă de timp în vizorul diferitor nivele, atât a europenilor cât și a media de la noi. Întrebare foarte bună, dar nu știu dacă vă pot da un răspuns clar. Nu știu dacă cineva vă poate da așa o claritate în această problemă. Cred că mai mult ține de competența factorilor de decizie, în primul rând competența miniștrilor, viceministrilor. Cred că ministrul trebuie să fie o persoană, singura persoană, așa să spunem, politică, politizată, dar tot cu diferite accente, nu în totalitate. În rest, viceministrii sau cum se vor numi, secretari de stat, funcționari în jos, trebuie să fie totală politici, trebuie să fie profesioniști, bun manager în fiecare în domeniul său, să-și facă treaba, să-și facă datoria. Cred că ține mai mult de acest aspect. Profesionalism și competență, ci nu de... Noi putem avea același... Noi am avut o practică în Republica Moldova, când existau mai puține, altă perioadă când erau mai multe ministeri. Am văzut că rezultatul a fost același. Aproape foarte redus. Așa că cred că aici ar trebui să punem accent. Domnule Volnițchi, numărul redus de ministere înseamnă cheltuieli reduse sau înseamnă nemijlocit o eficiență mai mare din partea lor? Vom vedea acest lucru la etapa în care se va procede la implementarea reformei propriu-zise. Dar eu aș vrea să accentuez aici un moment important. Nu este vorba de câte ministere vom avea, că vor fi prea puține sau că prea multe, de câte ministere în genere ar avea Republica Moldova nevoie. Este vorba ce se ascunde sub paravanul care se numește un minister. Dacă sub preconizata reformă a guvernului va avea loc doar această reducere matematică a numărului de ministere pentru a-i se spune cetățeanului că uite, acum vom avea mai puține ministere, evident că nu vom avea niciun rezultat așteptat de societate, niciun efect. Pentru că celelalte ministere, ce se întâmplă de fapt cu ele? Dacă ele vin ca și subdiviziuni în cadrul ministerilor noi create, aceasta înseamnă că nu se reduce nici numărul de birocrați, nici numărul de organe cu funcție de control, nici numărul de diverse instituții care eliberează diverse autorizații și așa mai departe. Și evident că în aceste condiții nu vom putea vorbi despre careva, economii la bugetul de stat. Deci trebuie să vedem și cea de-a doua parte a reformei. La această etapă nouă ni se comunică doar că vor fi reduse numărul de ministere și eventual de birouri și agenții, că vor urma anumite comasări. Dar ce înseamnă aceste comasări? Presupun ele și careva reduceri de personal, presupun și careva reducere ale funcțiilor de control, care sunt o durere pentru întreaga societate, în special pentru mediul de afaceri, presupun și careva reduceri de cheltuieli. Iată, toate aceste lucruri, eu cred că la a doua etapă, trebuie examinate și urmărite, monitorizate atent de către societate. Și numai atunci vom putea spune cât de eficientă este această reformă. Domnul Filip spunea că unul din scopurile acestei reforme este scoaterea în evidență a faptului care sunt competențele guvernului și a cancelarii de stat. La ora actuală, competențele lor sunt așa cam incerte?
Bine, eu mi-aduc aminte de perioada în care am activat în cadrul Guvernului Republicii Moldova, dar și de alte perioade similare și de fiecare dată se zicea că, uite, Cancelarea de Stat este un fel de mini-guvern în guvern. Și, într-adevăr, dacă era să suprapunem la diferite etape ceea ce reprezenta Cancelarea de Stat, fiecare direcție cu domeniul de care era responsabil, într-adevăr, era un fel de mini-guvern. Și atunci apărea întrebarea, de ce trebuia această structură paralelă, trebuia să avem un guvern mare și un guvern mai micuț care să activeze pe lângă prim-ministru și să aibă mai mult niște funcții așa de, eu le ziceam niște funcții parazitare și nu mă tem să repet acest termen și acum, pentru că într-adevăr era vorba de o parazitare, era o verigă suplimentară care făcea conexiunea între premier, între aparatul premierului și restul ministerilor. Și de multe ori, iată, această verigă genera anumite conflicte, pentru că ministerile își doreau o anumită autonomie și ceea ce reprezenta Cancelarea de Stat venea peste ei ca o bâtă din numele premierului și apăreau diferite situații de conflict, de multe ori artificial. În rezultat apăreau blocaje. De aceea eu cred că atunci când premierul Filip, dar și experții care pricep în acest domeniu accentuează că această reformă era necesară de început cu Cancelarea de Stat și că eficiența acestei reforme depinde inclusiv în mare parte de modul în care va fi reorganizată, reformată Cancelarea de Stat, să știți că există multă logică în astfel de afirmații. Domnule Bușilă, ziceam că premierul este cel care va decide câte ministere este nevoie. Se poate întâmpla ca un premier să aibă, nu știu, zic arbitrar, 10 ministere, altul să zică că este cazul de 16? Da, de ce? Aici ține și de competența, de activitatea managerială a premierului? Da, ține de competență, dar așa cum am spus anterior, nu de numărul ministerilor efectiv are nevoie populația Republicii Moldova. Oamenii de afaceri, oamenii simpli, noi toți împreună luați la un loc. Uitați-vă, am avut exemplu ceva timp în urmă, o lună sau cât, domnul Pavel Filip, premierul nostru, a venit la o ședință cu o sticlă cumpărată de pe site-ul 999.md și face apel la organele de stat, adică spune că băuturile alcoolice se introduce în țară fără accize, adică se comite infracțiunea de contrabandă. Da, eu mă întreb, serviciul Poliția de Frontieră, serviciul VAMAL, grăniceri, este în subordinea, nu știu, unei primării sau unui alt stat sau în subordinea guvernului nostru? De ce nu se duce la, de ce trebuie să fac, mai decât show-urile astea, gen chertoacă? Prezentăm pentru imagine, pentru ce? Du-te la serviciul de grăniceri, vezi cine lucrează acolo, la serviciul de frontieră, la serviciul VAMAL. Ce se întâmplă acolo? De ce băuturile alcoolice, dar nu numai băuturile alcoolice, țigări și tot felul de pătrund pe teritoriul Republicii Moldova. Acum au fost prinși persoane care vindeau heroină. Heroina la noi în țară nu se produce, ea se aduce de undeva, de unde vine? Pe calea aerului? Cum a pătruns pe teritoriul Republicii Moldova? De ce premierul nu-și pune aceste întrebări? Putem da alte exemple. Noi spunem că reformăm guvernul, atingem competența și numărul funcționarilor publici. Dar aici, mă scuzați că intervin, apare și întrebarea domnului Volnițchi. Ce se ascunde, în fapt, în esență, în spatele acestei reforme? Ce se ascunde? Eu nu știu, eu înțeleg că partidul care promovează această reformă, este vorba, în primul rând, de Partidul Democrat, este, spunem așa cum este, eu sunt o persoană liberă, independentă, nu mă spun nimănui, sunt un simplu jurist și îmi spun părerea. Nu vreau nici să critic prea mult pe tare, să par un fel de gică contra, nici să fac cuiva imagini, dar lucrurile stau cam așa, sunt obiective. Deci să avem alegeri parlamentare, da, în anul viitor. 18, da. Acest partid care promovează această reformă este sondajele spun că imaginea lor electorală este 2-4%, este foarte mică. Cu tot aparatul birocratic, cu toate sursele media pe care le au financiare și așa mai departe, ei trebuie să facă ceva. Pentru că dacă vor veni, trebuie să gândească de pe acum cu ce mesaj electoral se prezintă în fața alegătorului anul viitor. Alegătorul vă spune, da, noi v-am dat un credit din credit până acum. Ce ați făcut până acum? Ei vor trebui să spună ceva. Am încercat să facem reforma guvernului, am încercat să facem conferință în fiecare lună. Nu știu, am încercat ceva să facem. Pentru că dacă nu spun nimic, nu vor avea nimic. Sau vor avea chiar mai puțin decât au acum. Deci ei sunt într-o criză de imagine și eu mă bucur că ei înțeleg acest lucru și încearcă ceva să facă. Acum, cât de fundamental, cât de sistemic este această reformă, doar de imagine sau chiar se vrea ceva de reformat în țara asta, este cu tot o altă discuție. Iată, eu le-aș sugera, noi am avut o inițiativă cu mai mulți ani în urmă, atunci erau alți premieri, alți președinți, fiecare ministru are câte o vilă la Holiarcani,
câte o vilă întreagă în care lucrează un aparat administrativ. Fiecare deputat are câte o mașină și câte un șofer care stă la dispoziție, câte un secretar, câte un referent, care primește salariu, care tot acest aparat birocratic îl târă din urma lui. Președintele țării are o vilă la Condrița. Noi am avut o inițiativă, ei nu au nevoie de aceste vile. Trebuie să facă, pur și simplu, un centru de plasament pentru copiii bolnavi cu HIV-SIDA sau pentru copiii cu maladii, cancer și așa mai departe. Pentru, dar nu să stea acolo 100 sau câți de oameni, atâtea bodyguards, încolo încoași, să ude florile și să hrănească fazanii de acolo. Noi, pentru asta nu avem nevoie. Să înceapă cu aceste reforme. Să renunțe la aceste vile, să renunțe la mașini fiecare după ei, să renunțe la sute de bodyguards din urma lor cu aceste reforme. În altă ordine de idei, dacă la modul serios de a discuta despre această situație, ce gândesc funcționarii publici care lucrează sau care vor să lucreze sau care vor să plece din aparatul guvernului? Și aici mă refer începând cu cancelare de stat și până la ultimul sectorist sau, nu știu, oficiu poștal din țară, da? Este un funcționar, el are 30-40 de ani. El are o familie și are un copil. El automat trebuie să... 80% de funcționarii publici nu au propria locuință. El trebuie să aibă o chirie. Costul mediu a unei chirie din municipiul Chișinău, zic, este 200 de euro, 4.000 de lei. Deci, din salariul lui, el 4.000 de lei trebuie să-l dea numai pentru chirie. Deodată trebuie să le dea. Pe urmă, dacă mai are un copil, el trebuie să cheltuie 2-3.000 de lei minimum pentru acel copil. Mai are soție, mai are produse alimentare, haine, transport, nu știu ce. Deci el trebuie să aibă un salariu de minim 10.000 de lei. Minim. Îmi punem întrebarea, ce salariu au funcționarii publici? 2-3-4.000 de lei lucrează oamenii în sistem. De aici problema că mulți oameni tineri care lucrează la stat nu vor să-și întemeieze familii sau dacă au familie nu vor să nască un copil. Problema demografică. Deci toate sunt legate. Cred că aici ar trebui făcut un studiu mult mai profund și atunci noi vrem competență, noi vrem profesionalism. Iată problema cadrelor didactice. Vin oameni și fac vrem ca cadrele didactice să fie profesioniști. Cu 2.000 de lei în sat? Vrem calitate în învățământ, în poliție, în orice domeniu. Dar cum să dăm calitate dacă omul lucrează la limita existenței? Lucrează nu cei mai buni profesioniști, dar să spunem așa cum este. În cadrul domnule Vănescu, lichidăm ministerii, creăm agenții? Asta ar presupune reforma? Eu aș vrea, înainte de a vă răspunde direct la această întrebare, aș vrea să revin puțin la precedenta dumneavoastră întrebare, pentru că, într-adevăr, este un aspect foarte și foarte important. Ce înseamnă că premierul va avea dreptul să spună câți miniștri vor face parte din cabinetul său, să ceară acest lucru odată cu votul Parlamentului pentru echipă și pentru programul său de activitate? Dar până acum ce nu așa era? Pentru că premierul oricum va fi dependent de acea majoritate parlamentară care ar urma să investească în funcție. Ce avem noi acum? De fiecare dată când se constituie un nou guvern, se îmblă la legea cu privire la guvern, anume în partea care ține de componența cabinetului de miniștri, anume partea care ține de numărul de ministere, de vicepremieri, de responsabilitățile fiecăruia dintre ei. Eu nu prea mi-amintesc situații în care să nu se fi îmblat la legea cu privire la guvern înainte de investirea unui guvern. Și de ce? De ce a depins această structură pe care premierul o prezenta în Parlament și cerea votul majorității parlamentare sau Parlamentului în general pentru ea? De, să zicem așa, de componența coaliției care urma să voteze acest guvern. Dacă erau 3-4 partide în coaliție, numărul de ministeri automat era mai mare, pentru că fiecare trebuia să-i ajungă câte ceva. Dacă erau mai puține partide, numărul de ministeri evident că era ușor redus. Acum, de fapt, noi avem un singur partid la guvernare. Fie că în scurt timp vom afla că ei vor fi secundați la guvernare de Grupul Popularilor Europeni, după cum se spune, fie că domnul Ghimpo ar putea decide la un moment dat, nu știu ce argumente ar trebui să se aducă să revină în coaliție, dar de fapt o va guverna un singur partid. Pentru un singur partid, 8-9 ministere, e ceva suficient. El reușește să îi împace și pe unii și pe alții, oricum toată puterea îi aparține. Să admitem acum că după următoarele alegeri parlamentare vom avea din nou o coaliție de guvernare, cum am avut de exemplu în 2009 din 4 partide sau cum am avut în 2010 din 3 partide. Evident că premierul
Se vorbește despre această autonomie, despre acest drept exclusiv al său ca urmare a reformii. Premierul va cere atâți miniștri cât îi va dicta coaliția ce urmează să-i acorde votul de încredere. Iar coaliția, cu cât mai numeroasă va fi, cu atât mai mare va fi numărul acestor miniștri în guvernul pentru care el va cere votul de încredere al Parlamentului. Prin urmare, eu cred că se exagerează când se vorbește despre o autonomie mai largă a primului ministru. El nu va avea pur și simplu posibilitatea, la modul practic, să exercite această autonomie. Pentru că dacă se va manifesta prea autonom, pur și simplu nu va obține votul de încredere al Parlamentului. Pur și simplu nu va fi investit în funcție și va rămâne doar cu o acțiune de imagine pe care o va face cu un demers așa public, care nu știu dacă măcar îi va aduce dividende politice pe termen lung. Sunt lucruri pe care trebuie să le înțelegem și să le tratăm ca atare, chiar dacă se exagerează. Sunteți adeptul partajării fotoliilor după criteriu politic? Bine, atunci când un partid sau un grup de partide, câteva partide vin la guvernare, lor automat le revine și o anumită responsabilitate politică. Evident că în fruntea ministerilor trebuie să fie persoane care poartă răspundere, inclusiv din punct de vedere politic, pentru partidul care e delegat în funcție. Pentru că de acțiunile unui ministru, a unui grup de ministri, a unei echipe guvernamentale, va depinde și scorul electoral al partidului ce e delegat în funcție la următoarele alegeri. Însă, politizarea executivului trebuie să se termine la primul nivel. Sunt miniștri. Ministrul sau echipa de ministri. Ei sunt persoane politice. Mai departe, funcționari publici, protejați prin lege, cu anumită imunitate, cu anumite facilități clar prevăzute și inclusiv cu un grad de protecție sporit. Evenimentele din ultima perioadă ne-a demonstrat faptul că partajarea nu se face doar la nivel de miniștri, lucru pe care ne l-a confirmat Peleu, da? Am avut în agenții, am avut viceministri, da, chiar poate domnul Bușilă, cum este explicat fenomenul ăsta? Și discutam tot în acest studio despre faptul că odată cu această situație s-a creat o incertitudine, dacă vreți, în rândul societății, dacă Peleului, celui care era partid minoritar, aș îndrăzni să zic, în Parlament, le a revenit atâtea funcții, ce se întâmplă în cazul celorlalte partide? Câte agenții controlează dânșii și câte funcții cheie în stat? Actual sau după reformă? Actual. Actual nu se mai știe cine și ce controlează, pentru că Peleu s-a retras, autoretras, l-a retras de la guvernare, practic, și cred că bine au făcut. Iar cine și ce controlează acum nu este clar, nu este incert, dar am vrut să spun, ați văzut că vrem autonomie de guvernare, vrem să nu depindem, dar până acum ce le încurca cineva să nu depindă? Până acum au partajat funcțiile așa cum au dorit ei. Peleu, n-ați patru ministeri, ții atât, restul și atât. Acum, așa cum a spus domnul Volnițchi, avem doar un partid care guvernează, care controlează guvernarea. Da? Partidul Democrat și, mă rog, sateliții să iese și așa mai departe. Atunci, de cine să fie independent guvernul? De propriul partid pe care îl promovează? Și hai să spunem lucrurile pe nume. Până acum noi am avut, până acum ce, a încurcat cineva să nu depindă? Eu n-am văzut un om profesionist, un ministru, hai că spunem, ministru trebuie să fie funcția politizată și mai departe nepolitizată. Eu n-am văzut un profesionist la nivel de viceministri. Sau de șef, un profesionist care vine din aparatul, din gata, asta să nimerești la guvernare, trebuie să fii pe lângă un partid. Clar că cel care te promovează în Parlament. Și nu este clar pentru toată lumea acest lucru? Sau poate să nimerească, nu știu, unul ca mine, un profesionist, nu știu, un om din stradă venit care nu depinde de nimeni. Să nimerească să lucreze în guvern? Cred că este imposibil. Domnule Bușilă, reforma guvernului a început din decembrie, atunci când a rămas liber fotoliul ministrului apărării? Și nu a urmat o altă persoană? Și cu seria atunci de... cred că ei au început să se gândească la această reformă. Pentru că atunci au înțeles că Partidul Liberal este în deriv. Atunci au fost alegerile președintelui și au luat 2%. Un procent. Și atunci au înțeles că imaginea acestui lider, acestui partid politic, este la pământ și îl trage tot partidul din urma sa, adică în mormântul politic. Și de atunci, de acest partid trebuie scăpat. De ce un partid care are un procent ca imagine trebuie să aibă, să controleze patru ministere? De ce? Și noi am văzut că aceste ministere, cum era ziua de naștere lui Ghimpu sau nu știu a cui, sau nu știu, se întâlneau toți la tabere de odihnă, toată calea ferată, din coace cu multe telecomuri, toți la întâlniri electorale.
N-am să le spun acum, toți măturătorii erau chemați la întâlniri electorale, să fie lumii în sală, să fie filmat și arătat că este un partid de masă, oamenii vin, lasă și serviciu, vin la el. Dar până acum nu a trebuit independență politică, managerială. Deci până acum au controlat cum au vrut ei. Deci și-au bătut joc de aceste ministere. Și acum ca să vină cu chestia asta, cu reforma guvernului și nu știu, de cine să reformeze? De singur pe ei să reformeze? Nu știu, eu nu sunt sceptic sau sunt gic contra, dar nu cred în... Pentru că au avut posibilitatea tot timpul, toată disponibilitatea, nimeni nu le-a încurcat și nici nu a putut să le încurce, să facă asemenea reforme. Dar ei nu au făcut asemenea reformă. Domnule Volnițchi, discutam chiar în acest studio, cele 5 ministere care rămânese fără conducere. A fost un prim pas spre așa zisă reformă? Pentru că am văzut că guvernarea nu s-a grăbit ca să numească o persoană. Bine, haideți să ne întoarcem puțin în timp și să vedem în ce condiții a apărut ideea reformării guvernului. Ea nu a apărut în data de 20 ianuarie 2016, atunci când a fost investit guvernul Filip, pe fondul unor ample proteste ale opoziției. Despre ea nu s-a vorbit nici măcar în primele luni de activitatea acelui guvern. Despre ea nu s-a vorbit nici în guvernele precedente din care a făcut parte inclusiv și Partidul Democrat, care deține la moment toată puterea în stat. Când a apărut ea? Ea a apărut la sfârșitul lunii aprilie 2016, atunci când domnul Filip a prezentat raportul de activitate pentru 100 de zile. Era și logic. Și, apropo, conform tehnologiilor politice, așa și se procedează în astfel de situații. Nu poate un prim-ministru pur și simplu să iasă, să țină un raport, fie că e vorba de 100 de zile, fie că e vorba de jumătate de an, un an și așa mai departe, fără a lansa o inițiativă de impact național. Iată, această reformă a guvernului a fost găselnița lor pentru raportul de 100 de zile. Probabil, din start, se intenționa ca reforma respectivă să fie implementată ceva mai repede decât avem noi acum, însă să nu uităm că au apărut alegerile prezidențiale în toamna anului trecut. Apoi a venit acea inițiativă a Partidului Democrat de reformare a clasei politice care până la urmă din care până la urmă a rezultat modificarea sistemului electoral, ca până la urmă reforma guvernului să fie trecută de fapt pe linie moartă. Se zice oficial că a fost nevoie de această perioadă îndelungată pentru ca experții, inclusiv experți, din câte am înțeles eu, și străini, să-și dea cu părerea, să vină și cei din cancelare cu propriile puncte de vedere, să vadă ce e mai bine, s-a făcut o analiză funcțională și așa mai departe. Eu zic că admitem și acest punct de vedere, dar trebuie admis și celălalt punct de vedere. Nu exista un moment oportun. Momentul oportun a apărut atunci când au început să cadă miniștrii unul după altul și atunci a apărut în prim plan întrebarea: ce facem? Și domnul Deacov, dacă nu mă înșel, la un moment dat chiar a zis: noi trebuie să analizăm ce facem. Înlocuim miniștrii în fruntea ministerilor rămase fără conducere, că erau deja vreo 4 când dumnealui își dădea cu părerea la această temă, sau nu are sens să-i numim pe o lună, două și poate în acest caz urgentăm reorganizarea guvernului. Eu presupun că problema respectivă ar fi rămas încă mult timp în suspans. Această reformă ar fi rămas probabil până spre finalul mandatului guvernării, dacă între timp nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat cu coaliția majoritară, dacă nu se retrageau liberalii de la guvernare. Retragerea lor de la guvernare... Dar au venit cei de la Leancă. Până la urmă s-au schimbat pur și simplu locurile. S-au schimbat. Ideea este, marea diferență între aceste două grupuri parlamentare, între fracțiunea liberală și grupul popularilor europeni, este că liberalii pretindeau la anumite funcții. Popularii europeni, chiar dacă vor veni oficial în coaliția majoritară, nu i-am auzit să formuleze careva pretenție de acest gen. Iar în luările lor de cuvânt, atunci când sunt întrebați pe la emisiuni și nu numai pe la emisiuni de către ziariști, ei lasă mai degrabă să se înțeleagă că le-ar plăcea să se jertfească, nu știu dacă acest termen este corect, pentru a asigura stabilitatea în țară, continuarea cursului de integrare europeană și nu pun problema de funcții. Aceasta este marea diferență între liberali. Liberalii vroiau și ei ceva, popularii europeni se pare că nu vor și lasă totul Partidului Democrat. Sau nu vor să spună, pentru că dumneavoastră ați făcut referire la declarațiile pe care le-a făcut și aici Volens Nones ne duce cu gândul la domnul Leancă, acum două săptămâni, dacă nu mă înșel la memoria, în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune, zicea că
S-a discutat câte ceva, dar dânsii nu pretind ca după aceea în câteva zile să avem un vice-speaker în persoana dânsului. Domnul Leancă atunci, din câte mi-amintesc acea emisiune, nu excludea că ar putea reveni în fruntea diplomației moldovenești, adică să redevină din nou ministru al afacerilor externe și integrării europene și eventual vicepremier. Probabil undeva s-a discutat și acest punct de vedere. Care e problema cu domnul Leancă? Domnul Leancă este într-o criză de imagine nebună, într-o cădere de rating care eu nu cred că și-a imaginat-o vreodată prin 2015 nici în cele mai strașnice coșmaruri pe care le-a avut. Domnul Bușilă spunea despre testul pe care l-a picat Mihai Ghimpu în alegerile prezidențiale atunci când s-a văzut că are un procent și atunci când au început să fie formulate anumite întrebări vis-a-vis de oportunitatea menținerii lui la guvernare. Dar aceleași alegeri prezidențiale au arătat care este de fapt și locul și ponderea pe arena politică a domnului Leancă. Pornit la începutul anului 2015, din postura de cel mai popular politician din Republica Moldova cu un rating de peste 60%, iată că dumnealui a ajuns să fie plafonat la 3%. Este, dacă doriți, un fel de operațiune Salvați Soldatul Jane. Domnului Leancă trebuia să-i se dea ceva pentru a fi readus din nou în prim plan. Ce l-a făcut pe dumnealui popular la timpul său? Această relație, această asociere cu marii granzi europeni. Atunci dumnealui a fost inițial vicepremier, ministru de externe, apoi premier și așa mai departe. Acum probabil s-a discutat cum poate renaște sau cel puțin pretinde la o parte din ratingul de altă dată domnul Leancă din postura de ministru al afacerilor externe și vicepremier, care iarăși îi deschidea calea spre granzii europeni, sau din postura de vice-speaker și președinte al Comitetului Parlamentar de Cooperare cu UE. Probabil s-a ales a doua variantă și ați văzut turneul dumnealui din aceste zile prin Bruxelles. Domnule Bușilă, popularii europeni credeți că se vor regăsi în viitorul guvern? Făcând abstracție, nu știm, încă niciun nume nu a fost vehiculat, cine poate să obțină această funcție. Poate fi, de ce nu, și domnul Filip, depinde de conjunctura politică. Vor avea ei un cuvânt greu de zis? Nu cred că cuvânt greu de zis. Eu nu cred în viitorul politic acestui proiect politic. Da. Pentru că în acest proiect politic sunt adunați oameni care, așa folosesc o frază, s-au epuizat din punct de vedere politic. Ei au fost prin toate partidele, PLDM, PD, tot felul de proiecte. Ei s-au epuizat randamentul. Nu cred că lumea va mai crede că ei pot să facă. Ei și-au arătat ce pot face. Nu cred că lumea va mai crede odată în potențialul lor. Și domnul Leancă, și domnul deputat șeful lor, cum îi spune? Carp? Și domnul Carp, care a fost ministrul integrării, și cam majoritatea figurilor așa. Ei sunt epuizați. Și ei vin și spun că noi avem nevoie de o reformare a clasei politice. Dar reforma trebuie să înceapă în primul rând de la ei. Oamenii au obosit de aceste fiețe. Și pe urmă să nu uităm, domnul Leancă a fost premier atunci în perioada când s-a întâmplat acest șazis sau real sau imaginar, nu știu, furt a miliardului. De fapt, noi vom vedea care este viitorul politic al lui, a acestei persoane, în primul rând a domnului Iac, nu zic de tot grupul parlamentarilor europeni, dar noi am văzut, spre exemplu, pe alte proiecte politice, nu partide, sunt proiecte, cum a fost încarcerat liderul, a murit practic tot proiectul. Deci noi avem astăzi proiecte politice axate pe o singură persoană. Acolo unde chiar doream să ajungem. A avut loc, dacă ați urmărit discuțiile din Parlament, replici acide între domnul Voronin și domnul Candu. La un moment dat... Eu nu mă uit la asta, nu vă spun. La un moment dat, domnul Voronin i-a spus domnului Leancă că locul său nu este lângă Candu, ci lângă Filat. Lângă Filat, da. Foarte bine a zis. Într-adevăr, el a pus semnătura pe anumite hotărâri de guvern atunci când tamana era exact perioada asta și încă se va vedea. Eu nu vreau să prezic, eu sunt de profesie jurist și analizez din punct de vedere juridic lucrurile, anume situația respectivă. Și am văzut prin asemănare că anumite persoane din cadrul primăriei municipii Chișinău care odată au pus semnătură pe anumite decizii sau dispoziții, acum se dau cu subsemnatul. La ușa lor bat băieții cu mască pe cap. Și domnul Leancă a făcut cam același lucru. Și
speră că nu vor veni acești băieți și cumva încearcă să iasă curat din chestia asta, să facă diferite proiecte politice, să intre la guvernare, dar să nu pretindă la ministere, să voteze așa de dragul binelui comun, să spunem așa, acest guvern așa mai departe, neavând nicio pretind, nicio... Și desigur, pentru cei care decid, este mai ușor, mai favorabil în acest partid vasal, nu știu, clonă, care se spun, care nici nu vrea ministere, spre exemplu, în comparație cu Ghimpu, care vrea numai decât aceste ministere și gata. Să înțelegem că funcția de vice-speaker a fost un dar din partea Alianței? Da, un fel de, ca să pară într-un fel că îndrați la guvernare și vă dăm o funcție. Funcția de vice-speaker nu este o funcție importantă. Este un deputat care stă lângă președintele Parlamentului și atât. Domnule Volnițchi, metaforic întrebându-vă, unde este locul lui Leancă, pornind de la afirmațiile lui Voronea? Ca să ajungem să discutăm și despre Voronea. Eu, dacă e să fim sinceri, eu cred că domnul Leancă, despre rolul pe care l-a avut sau nu l-a avut în ceea ce se numește în popor Fultul Miliardului, despre aceasta se va vorbi atunci când el nu va mai fi necesar actualei guvernări. La moment el este necesar și acest lucru se vede cu ochiul liber și nu trebuie să ne ascundem după deget și să o spunem deschis. Domnul Leancă este într-o zonă de securitate și se simte oarecum protejat și are toate motivele să se simtă protejat atât timp cât el este util, necesar pentru anumite jocuri politice. În momentul în care nu va mai fi util, necesar, probabil vom afla și alte detalii despre rolul jucat în ceea ce se numește furtul miliardului. Pentru că aici, până la urmă, este vorba de abordare. Depinde de cum abordează cei care investighează furtul miliardului problema. Dacă ei vor să facă abstracție de semnătura domnului prim-ministru pe acel împrumut acordat prin intermediul băncii naționale, celor trei bănci care între timp au fost lichidate, atunci e o problemă. Atunci, într-adevăr, domnul Leancă poate spune: eu am fost un simplu prim-ministru, responsabilii de investigarea cazului zic ok, noi te credem, ești foarte bravo, un simplu prim-ministru nu rezolvă nimic. Dar dacă abordarea va fi altul, noi nu te credem că ai fost un simplu prim-ministru, tu nu aveai dreptul să fii un simplu prim-ministru, semnătura apă nu se face așa, ca să fiind iarăși în spațiu poetic pe care l-ați invocat și dumneavoastră, atunci e altceva. Sau a doua fațetă a problemei. Aici vorbeam la prima fațetă despre cât de necesară este și cât timp va mai fi necesară domnul Leancă celor care au puterea de decizie și controlează de fapt toate structurile, inclusiv cele care investighează furtul miliardului. A doua fațetă este schimbarea guvernării. Să admitem că domnul Leancă rămâne în aceeași relație amicală cu actuala putere până la finalul mandatului, dar dacă se schimbă puterea, nimeni nu-i garantează că cei ce investighează frauda bancară nu vor aborda problema și din alt punct de vedere. Iată, acest nu mă interesează, sincer vă spun, nu mă interesează soarta domnului Leancă sau rolul jucat. Sunt organe ale statului, dar eu cred că aceste întrebări trebuie să și le adreseze însuși domnul Leancă atunci când se simte protejat sau eventual vede niște pericole pentru securitatea sa personală. Să facă concluzii și să acționeze în consecință. Că el asta și face, el asta. Acum acționez de asta și este frumos. Nu atâta vorbim despre domnul Leancă, nu știu. Eu de la bun început credeam și doar o secundă și rămâne această părere fermă și ea s-a confirmat în timp. Dumnealui nu este un politician. El nici nu a fost, nici nu este chiar până acum. El este un tehnocrat într-un segment îngust de activitate, în domeniul, nu știu, Ministerului de Externe, în domeniul relațiilor externe. Da? Și atât, nu mai mult. El, dacă era un politician sau măcar încerca să fie, atunci când lui se puneau pe masă aceste hârtii, când era prim-ministru, și atunci trebuie să ne amintim contextul în care era prim-ministru. Atunci era lupta asta între PD și PLDM. Atunci el putea ieși pe calul balan din toată această întorsătură. Atunci proiectul său politic, da, era să fie un proiect național. El putea spune: eu nu semnez, eu sunt pentru popor, eu vreau ca băncile, dimpotrivă, Banca de Economie să fie banca poporului, cum a fost concepută ea, și eu vreau ca să aduc aici investiții și să am, nu pachetul de control, dar să am 100% în cadrul băncii de economii și să fac din această bancă să dau credit cu 3% la populație sau la businessmani autohtoni. Și atunci el era pe calul balan. Însă el nu a zis nimic pe furiș
a semnat acele acte, acele hotărâri de guvern. Despre ele s-a aflat nu atunci, dar pe urmă, ulterior, și acum, după culise, se discută despre ele. Și clar că lumea înțelege acest lucru și noi atâta vorbim. Domnule Bușilă, cineva zicea că comunismul este un brand. Dacă ar fi să pornim... Nu numai comunismul. Nu, dacă ar fi liberalismul să pornim, tot. Dacă ar fi să pornim de la această idee, credeți că în viitorul Republicii Moldova, PCRM-ul mai are un cuvânt în ale guvernării? Nu, PCRM-ul nu. Este epuizat? Nu, nu atât pe CRM-ul, dar segmentul, noi avem două electorate așa stabile active. Și mari ca număr. De fapt, ele sunt două, de stânga și de dreapta. Acei care sunt cu valorile europene, pro-unioniști, nu știu, pro-NATO, tot acest conglomerat, și cei care au valori de stânga, valori de apropiere de spațiu euroasiatic, o parte din ei au nostalgii postcomuniste și așa mai departe. Cei se împart în două. Actorii politici care vin pe arena politică, ei înțeleg că ei nu pot fi foarte... Eu înțeleg că trebuie să fie de centru, dar ei mult stea pe partea de centru nu pot, pentru că acolo nu există electorat. Există o parte mică de electorat, oamenii care înțeleg profund, intelectuali și așa mai departe. Dar este foarte mic. Ca să intre la guvernare, nu poți să te reții la foarte mult. Și atunci trebuie să migrezi. Sau pe stânga, sau pe dreapta. Trebuie să iei sloganul pro-est sau pro-vest. Și atunci oamenii politici asta își fac. Ei de la început se orientează pe unul din aceste segmente. Pe CRM-ul în viitorul parlament se va regăsi? Pe CRM-ul deja are un concurent foarte mare pe acest segment. Este PSRM-ul, care a acaparat practic tot electoratul și oamenii din teritoriu. Unde se mai regăsească? Mai mult de 10% poate deja e mult, nu știu, 7-8% maxim poate. Trece pragul electoral? Pe munchii de cuțit. N-am făcut studii sociologice ca să vă spun exact, dar este pe munchii, clar că este în cădere și acest partid. Are acolo un nucleu păstrat, nucleu dur, așa zis. Dar nu știm dacă va trece sau nu electorat. Depinde de oamenii care lucrează. Am văzut că mai multe proiecte și oameni se înghesuie pe flancul stâng și așa că acolo este bătălie mare. Să vedem ce va urma. Domnule Volinski, coloratura viitoarelor guverne, cum vor fi? Din punct de vedere politic, mă refer, cromatica. Depinde când vom avea următoarele alegeri parlamentare. În 2018. Da, dar în ultima perioadă se vorbește destul de insistent. Bine, cei de la guvernare... Da, cei de la guvernare combateză, dar totuși opoziția zice că ar fi posibil și niște alegeri parlamentare anticipate, mai ales că urmează să fie modificat și sistemul electoral. Unii atrag atenție că ar trebui să treacă minimum un an, alții zic că nu, e obligatoriu, este doar o recomandare și așa mai departe și așa mai departe. Dar eu zic așa, că dacă am avea alegeri parlamentare anticipate la această etapă, atunci cu siguranță, în baza actualului sistem electoral, atunci cu siguranță șansele celor care dețin puterea de a mai rămâne la putere vor fi foarte și foarte mici, ca să nu zic că nu vor exista deloc. Dacă însă se va modifica sistemul electoral, evident că șansele celor care reprezintă acum la moment guvernarea vor crește. Dacă e să vorbim de coloratură politică, observăm din sondajele de opinie că stânga politică este mai avantajată, este mai preferată de către alegători, cel puțin la această etapă. Și nu trebuie să ne mire deloc acest lucru. Sunt în istoria Republicii Moldova, în cei aproape 26 de ani de independență, asemenea situații s-au repetat. Aceste alternanțe, ele ies în prim plan odată la 8 ani. Amintiți-vă de perioada în care au guvernat forțele democratice. Apoi au venit comuniștii cu majoritate constituțională. Cam 80 ani, 91-2001. La două cicluri electorale, preferințele alegătorilor în Republica Moldova ajung ușor să se schimbe. Dar ele nu se schimbă din cauza faptului că, uite, cei care până ieri erau democrați, acum încep să voteze cu partidele de stânga sau invers și așa mai departe. Cum are loc această scădere și această ieșire în evidență a unei tabere anume? Cei care au votat pentru o tabără anume în două cicluri electorale, acordându-le și un enorm credit de încredere, încep să se dezamăgească. Și atunci ei completează pentru o perioadă rândurile electoratului apatic.
cealaltă tabără rămâne pe poziții intacte. Adică, împotrivă se întărește. Da, ea se întărește. Alegătorii săi devin mobilizați, nu cresc ca și număr și nu se reduc ca și număr ceilalți din tabăra adversă. Pur și simplu, o tabără completează, în mare parte alegătorii săi, completează rândurile alegătorilor apatici. Indeciși? Da, indeciși, apatici și așa mai departe. Cealaltă tabără vine mobilizată la maxim către un scrutin electoral. Ceea ce avem noi la moment arată că dacă nu intervine ceva ieșit din comun, tabăra de stânga pornește mai mobilizată. Tabăra de dreapta este, de centru-dreapta e mai demoralizată. Alegătorii săi sunt mai predispuși să completeze rândurile electoratului apatic. Domnule Bușilă, Comisia de la Veneția zice că nu e timpul oportun pentru schimbarea sistemului electoral. Eu nu cred că noi trebuie să ne supunem Comisiei de la Veneția. Pentru că noi suntem stat suveran, independent, indivizibil. Da. Și deja suntem un fel de colonie, așa privit. Comisia de la Veneția spune că e ok, noi facem ce e cu... Deja destul. Noi avem clasa politică care o avem, vrem să o reformăm, trebuie să o reformăm, trebuie să o trimitem la gunoi, să o schimbăm, să ducem alți oameni noi, competenți, mai tineri, care nu s-au stricat, nu s-au pătat, dar sunt chestiunile noastre de ordin intern. Ajunge atâta. Comisia de la Veneția ne spune să stângem lumina, să o aprindem. Noi avem juriști consacrați în Republica Moldova, noi aici acasă. Noi putem orice proiect de lege, orice inițiativă să o dezbatem cap, coadă, și juridic, și economic, și cum vreți, din toate punctele de vedere, aici, la noi acasă, și să ajungem la un întors comun. Destul atâta Comisia de la Veneția, Consiliul Europei. Noi suntem sub monitorizarea Consiliului Europei de nu știu câți ani, din 2001, 95. Din 95, pentru reforma procuraturii. S-a reformat până acum procuratura. Înainte erau coraportori, José Diuriu, veneau în fiecare lună și făceau rapoarte, că ia că asta trebuie să facem. De acum nu mai avem niciun raportare, nici raportor, chestia asta s-a uitat. Deci nu mai suntem sub monitorizare, suntem. S-a reformat procuratura. Nu s-a reformat. Ministerul de Interne s-a reformat, a zis că este demilitarizat, depolitizat. Cum mergeau inspectorii de sector cu mașinile lor, vai, vai, de pe un sat în altul, și cumpărau și hârtii, și pixuri, și scaune, și dădeau cu vopsea birourile. Exact așa se întâmplă și acum. Cum se întâmplă o delegație, toți ofițerii operativi, toți merg la aeroport să mențină ordinea publică. Și este, asta e reforma, asta e da. destul atâta, înțelegeți, discuții și nicio reformă. Noi suntem, revin la idee, suntem un stat unitar, noi deja trebuie să ne debarasăm de toate aceste instituții care vin și ne dictează, ne spun cum trebuie să facem și noi nu avem niciun rezultat din această activitate. De ce aceste partide, aceste formațiuni care au pledat până acum pentru aceste valori scad din imagine și din rating. Domnule Volnițchi, este sau nu timpul oportun pentru schimbarea sistemului electoral? Eu odată am lansat o idee și o să revin și de această dată la ea. Ceva trebuie să se întâmple cu sistemul electoral. Întrebarea este când? Acum sau mai târziu? Și iată aici eu cred că răspunsul este mai târziu. De ce? Pentru că a devenit o tradiție de prost gust în Republica Moldova ca legislația în genere și legislația electorală în special să fie croită după interesele de moment ale celor ce dețin puterea. Dacă Partidul Democrat și alte forțe politice pledează pentru schimbarea sistemului electoral, să zică ok, dar pledează sincer nu pentru interesul de moment care ar fi, să zică uite, votăm acum, dar în dispoziții finale și tranzitorii, așa se numește. Intră în vigoare, nu la următoarele alegeri, peste un ciclu electoral. Credeți-mă, nu va exista niciun contestatar al modificării sistemului electoral. Toate protestele s-ar domoli, ar dispărea, toate partidele de opoziție ar ridica mâine sus și ar zice noi suntem de acord. Iată, aceasta e varianta care ne-ar duce la un consens național. Din păcate, la noi se insistă. Și eu înțeleg că această insistență are la bază careva interese de moment. Nu e cazul să se insiste. Domnilor invitați, cu părere de rău, timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs mult prea repede. Eu vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic, sunt Vlad Madan în numele întregii echipe. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Accent TV. Pe curând!